Albi-Violeții debutează noul sezon al Ligii a doua sâmbătă de la ora 18 cu CS Mioveni. Meciul se va disputa pe stadionul Dan Păltinișanu. Sunt la al doilea sezon, un sezon care suntem conștienți și convinși cu toții că va fi mult mai disputat decât cel anterior. Sperăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, la nivelul suporterilor, pentru că dacă în precedenta ediție de campionat suporterii, din punctul meu de vedere, au câștigat toate partidele pe care le-au disputat, în acest sezon consider că și noi trebuie și putem mai mult, astfel încât să putem să ne bucurăm împreună la finalul partidelor. Ne dorim să ne clasăm mult mai bine ca sezonul trecut. Suntem conștienți fiecare dintre noi că ne așteaptă un sezon foarte greu, prin prisma faptului că au promovat niște echipe foarte bune, au un lot destul de valoros, a rămas și Petrolul și Ucluj în Liga a doua. Va fi un campionat lung, greu și sper să ne îndeplinim obiectivul. Obiectivul nostru e, bineînțeles, 1-10. Dacă putem promova, ar fi perfect, dar să luăm meci cu meci și sper să aducem cât mai multe puncte, să nu mai avem emoții cum le-am avut anul trecut. În sezonul trecut, Poli și Mioveni și-au împărțit victoriile. Fiecare echipă a câștigat acasă cu 1-0.